Locuitorii sectorului 1 trăiesc un adevărat coșmar. Deși Rompresta a început să ridice mormanele de gunoi de pe străzi, deșeurile nu pot fi ridicate în totalitate peste noapte. Ați început să strângeți din sectorul 1, am văzut? Ați început să strângeți în zona sectorului? Da. O echipă Realitatea Plus a pornit după mașina de gunoi Romprest, care nici măcar nu era inscripționată. Angajații și-au făcut treaba pe jumătate. Mașina de salubrizare a trecut pe lângă aceste bubele, însă gunoiul nu a fost strâns pentru că nu încape în mașină. În tot acest timp, locuitorii sectorului 1 sunt disperați. E normal să avem gunoaiele la poartă? Eu zic că nu e normal. Și mai ales dacă e să fie băgat. Eu am două tomberoane și le umplu. Stau frumos, fac curat, nu vine să măture nimeni. Sectorul 1 trebuie să fie un exemplu al Bucureștiului, care nu este deocamdată. S-a strâns gunoiul de la poartă? Niciodată. Deși pare că Romprest a înțeles că pune în pericol sănătatea populației, decizia de a relua activitatea a venit în mod suspect doar după ce prefectul Capitalei a amenințat societatea cu sancțiuni. Momentan, firmei de salubritate Rompresti s-a permis accesul să descarce gunoaiele la stația de sortare Chiașna, însă nu știm până când se va putea întâmpla acest lucru, pentru că surse au declarat pentru Realitatea Plus că situația de colectare va dura doar aproximativ 2 zile.